Bună dimineața, haideți să începem vlogmasul numărul 3. Stați așa să șterg camera. Op, op, op. Noi suntem la piscină, dar soarele a plecat și sezonul ăsta de decembrie este un pic rece, așa că da, la vi. Noi ieșim, dar mai rar. Nu că pe sezonul cald ieșim mai des, dar ca idee ieșim mai rar la piscină. Astăzi este duminică la noi, este 3 decembrie. Imediat trebuie să o felicit pe o prietenă. Vrem să ne relaxăm astăzi. O să mai stăm vreo 15-20 de minute la piscină, după care o să mergem acasă. Lavi se uită la mine și nu înțelege cu cine vorbesc. Bună, Lavi! Bună! Mănâncă, până acum a stat în apă, aflăm în zi. Și Victor e acolo. Da, puiu? Mănâncă și el snack-uri. Să te vezi, vrei? Ia uite. Mai stăm un pic aici și apoi o să plecăm acasă. Eu trebuie să montez vlogul cu numărul 2, vlogmasul cu numărul 2, așa că o să mă apuc, pentru că ieri am stat până la ora 1 și ca să pot să-l postez astăzi. Și nu mai vreau să fac treaba asta. Nici n-am pus intro-ul pentru că eram atât de obosită. Deci o să vedeți în vlogmasul numărul 2 că am făcut și mâncare, am făcut și curat, am călcat și haine până la ora 1. Deci a fost groaznic. Și Lavi m-a trezit la 7. Da, Lavi, te uiți iar. Așa că haideți să-i dăm drumul să începem vlogmasul cu numărul 3. Lavi cheamă soarele, dar el a plecat. Ce să facem, Lavi? A plecat. Nu-i. Hai, mănâncă pitico și apoi mergem. Lavi, după... Eu zic că a fost COVID totuși. Nu știu dacă pot să-i zic cuvântul ăsta pe vlog, dar eu zic că a fost el, pentru că, ia uitați-vă, i-a ieșit alergie și știu că se face alergie după boala aceasta, acum, mai nou, îți iese alergie. Că am mai pățit așa, o prietenă de-a mea a mers la spital și i-a spus că alergia este în urma virusului C. Da, soarele a plecat. Așa că am trecut-o și peste asta. Chiar îmi pare rău că nu mi-am luat o carte sau laptopul ca să montez aici, pentru că eu de obicei nu mă bag în apă. Nu prea îmi place treaba asta. Eu mă bag în apă doar când este foarte și foarte cald, ca să mă răcoresc și apoi iar să mă bronzez. Dar bronzul pentru mine este prioritar. Așa că îmi pare rău că nu mi-am luat o carte. Acum am văzut pe un tip care citește. Data viitoare neapărat trebuie să-mi o iau, pentru că vreau și să o termin, ca să-mi cumpăr altele. Gata, ai păpat? Bravo! Acum, ce să vă mai spun? Să vă spun despre... Dar cred că o să vă spun asta mai bine acasă, că este gălăgie mare, despre ce boală, ce am făcut, cum ne-am molipsit și așa mai departe. Vă povestesc sus când ajung. Îmi place foarte mult curtea asta de la etajul 5. Este superbisimă. Ia uitați-vă la Victor ce face. Și vreau să vă arăt. Nu știu dacă se vede în cameră. Nu cred că se vede. Ba da, se vede. Ia uitați-vă. Până la geamul numărul 2 este curat. Mai departe, gata. S-a dus curățenia. Ne-am decis să nu-l așteptăm pe tati, să mergem sus, acasă. Lavi este o prințesă în galben. Lavi! Și e atât de verde aici, fain. Îmi place maxim. Ce ai scos jucăria, Lavi? Lavi are treabă de când am pus bradul, da, Lavi? Are treabă. Scoate jucăriile. Bună dimineața, fetelor! Bine v-am găsit și în această zi. Haideți să întorc așa, ca să se vadă bradul. Eu montez filmulețul, vlogmasul numărul 2. L-am montat aproape tot ieri. Mi-a rămas doar să pun muzica, să pun chestii voice-over și așa mai departe.
Lavinia doarme, mi-a dormit astăzi. La noi cu regimul cam niște problemuțe, pentru că de obicei ea adormea la 10:30-11. Acum, ce am roșu aici, nu știu, acum și-a schimbat regimul și adorme mai târziu, pe la 1. Dar mie nu-mi convine asta, pentru că Victor este la școală până la 2:45, da, mami? Și respectiv nu ne încadrăm cu somnul ca să nu o trezesc, ca să reușesc la școală și așa mai departe. Așa că aș vrea să-l reglez măcar de la 1, nu, de la 12 până la 2 să doarmă. Nu știu cum o să fac asta, dar sper să-mi iasă. Acum o să montez, astăzi este luni la noi, este zi liberă aici, pentru că a fost ziua națională. Tudor a mers la sală. Sincer, habar n-avem ce să facem, ceva productiv pentru familia noastră. Așa că eu m-am apucat de montat. Atât de mult vreau să coc pâine, o baghetă de fapt, dar lenea este mai mare. Și nu am vase necesare, mi-am dat seama că nu am în ce să fac toată asta, să fac aluatul. Trebuie să-mi comand ceva neapărat, pentru că nici pentru... Am o singură caserolă așa mai mare, care este ocupată de altfel, și nu am în ce să pun. Nu știu ce o să facem astăzi. Poate ieșim un pic mai târziu în parc și o să vă filmez dacă e. Până atunci trebuie să mă ocup de vlog, să-l postez, să vă anunț și pe Instagram despre vlog. Așa că am treabă. Vreau să-mi comand oxidant pentru păr, ca să mă vopsesc. Am început să observ că atunci când începe a crește părul, mi se murdărește mult mai repede aici și este atât de greu și chiar când îl spăl, nu se aranjează atât de bine cum e atunci când e vopsit. Mi-am comandat ieri și niște produse pentru ten, pentru că mi s-au terminat cam toate. O să fac și entries neapărat, pentru că am despre ce povesti. Mi-au plăcut câteva produse foarte mult, altele mai puțin. Nu însă și produsul, ambalajul și așa mai departe. O să vă spun despre ce este vorba. Le-am comandat ieri pentru că le-am găsit la o super, super ofertă. Deci 68%, 87% reducere, deci eu n-am mai văzut. Apropo, mi-am luat fond de ten. Eu sper că mi-am nimerit nuanța de la Estée Lauder. Știți, fondul ăla de ten, WR. Cu 40 de dirham. 40 de dirham, în jur de 10 euro. Deci, n-am mai văzut așa ceva, sincer. El de obicei e în jur de 200 și... Acum e 40 de dirham, l-am găsit eu, v-am zis, la ofertă. Nu mi-am găsit pompiță. Pompiță mi-am găsit doar câte două în set și erau la fel 40 de dirham și este pompița la fel ca asta. Dar până mă duc eu la magazin să mai caut, o să mă folosesc așa. Nu cred că este o mare problemă. Așa că sunt fericită, abia aștept să-mi vină comanda. Scrie acolo că o să vină vineri. Nu este grabă, pentru că mai am câteva chestii pentru față, dar mi-aș dori să vină mai repede. Fetelor, haideți să povestim un pic despre ce s-a întâmplat, de ce am lipsit noi. Păi, se întâmplă vineri, Victor să se trezească cu o tuse foarte și foarte puternică. Asta s-a întâmplat de dimineață. Cu o zi înainte eu vorbisem cu mama unui copil de la școală și mi-a spus că fetița ei se simte cam rău și că o lasă acasă, pentru că trebuia să vină la noi în vizită. Victor a tușit și zic gata, a prins și el virusul de la școală, dar nu m-am gândit că o să fie într-atât de groaznic. Ca să înțelegeți, Victor a tușit vineri de dimineață până seara. Seara i s-a ridicat puțin febra, dar a fost foarte lejeră și nu i-am dat nimic. Noaptea m-a trezit Tudor cu Victor în brațe. Victor era ud.
tușea, vomita, era haos, sincer. Și la noi, Victor, când vomită, e clar antibiotic. Bine că aveam la mine antibiotic încă din România, pentru că încă nu avem actele aici făcute și nu avem asigurare medicală. A fost groaznic, da. I-am dat și instant i-a trecut. Mă refer că s-a calmat gâtul. Victor a fost mai ok, a putut să doarmă, dar după o perioadă iar s-a trezit și a vomitat antibioticul. Am continuat așa și a fost ok a doua zi. Victor a mers spre bine. Ideea este că vineri se întâmpla toată asta, sâmbătă la ora 9 seara trebuiau să ajungă oaspeții, adică sora mea, finii noștri, sora mea și soțul ei. Eu am crezut că e o răceală de-a lui Victor și o să se termine cu bine, dar în momentul în care ne întorceam acasă, în taxi, eu am simțit că mă roade ceva în gât. Deci era, eu nu am amigdalele și este un deranj specific. Dar am zis că o să iau ceva de gât și o să-mi treacă. Ei bine, nu. A treia zi, de când Victor a început să tușească, eu am început să am febră. Deci am ieșit în mall, am mers cu ei, totul a fost bine, dar îmi era foarte frig și mă simțeam nu prea, să zicem. Ei, și a patra zi a dat calvarul peste mine. Efectiv, nu mai știam ce-i cu viața mea. Aveam o febră foarte mare, deci ziua aia nu țin minte cum a trecut. Pentru că pentru mine a trecut în pat, tremuram toată, deci era groaznic. După aia, a patra zi de vineri, de când a răcit Victor, s-a îmbolnăvit Lavinia. Ei nu i-am dat antibiotic până a cincea, a șasea zi de febră ei. Nu, spun minciuni. A treia, a patra zi de febră. I-a trecut, a ținut-o două zile cu febra, de fapt fără febră. Și după, da, iese 5-6 zile, i s-a întors febra fetelor și a fost groaznic. Lavinia era fără vlagă, era leșinată și gata, am zis că aici e antibiotic. După Lavinia s-a îmbolnăvit Tudor, după Tudor s-a îmbolnăvit Finu și după Finu s-a îmbolnăvit Fina. Am stat acasă, efectiv, aproape toată vacanța lor, ceea ce îmi pare extrem de rău și nu înțeleg cum s-au aliniat astrele ca să se întâmple lucrul ăsta exact când vin ei. Deci nu m-am așteptat absolut deloc. Dar asta s-a întâmplat, asta a fost o lecție și pentru ei. Au văzut cum trec copiii peste boală. Și sper că vacanțele următoare, care urmează să fie, mai ok. Asta e. Eu cred că a fost virusul C, pentru că sunt multe coincidențe și mulți care au fost bolnavi, au fost bolnavi de acest virus și exact aceleași simptome, așa că faceți voi concluzia. Mă duc să-mi termin vlogul și apoi, în cazul în care se întâmplă ceva interesant, aprind camera și încerc să filmez. Ce bine e în patul lui Victor și ce bine e în apartamentul ăsta, nu aveți idee. Am făcut comandă de produse și haideți să vă arăt ce am cumpărat. Aici avem un mix de broccoli, sunt congelate. Aici avem porumb, dulce, carne, zmeură, căpșuni, mure și afine. Avem un suc de multifrut, două din acestea de roșii cherry. Eu am pus în coș două, mi-au venit trei. Probabil din greșeală am pus eu trei de snack-uri din acestea de castraveți. Ok, mai departe am luat, pentru că vreau să coc ceva, am luat așa
drojdie din aceasta și mai am și pudră, praf de copt, nu pudră. Nu aveam scorțișoară, așa că am luat. O să folosesc la prăjituri, la checuri și tot ce o să fac eu în următoarea perioadă. Aici avem la fel brioșe și croasante simple cu unt. Astea le dau lui Victor la pachetel. Aici avem banane, mere vers, mere roșii, roz de fapt sunt, da, sunt Pink Lady. Aici am suc pentru Victor, cereale pentru Victor, două ciocolate să avem noi la cafea, clementine pentru că la fel Victor a cerut și două baghete. Iar acestea două mi-au venit cadou, foarte binevenite pentru că exact acum ni se termină praful de spălat. Noi am ieșit în parc, Lavinia aleargă prin iarbă, o să vă arăt imediat, e foarte haioasă. Dar să știți că vremea de afară e perfectă, deci e un pic de vânt așa puțin răcoros și e ce trebuie. Ia, stați să vă arăt pe Lavi. Ce faci acolo? Da, tu ce faci acolo? Am înțeles. Hai, op! Lavi, cheese! Hai, vino la mami. Să dau pupic. Hai, vino să dau pupic. Hai. Hai, aleargă. Hai, tu frumoasă. Hai la pupic, la pupic. Hai. Unde aleargă fata asta? Opa, Lavi! Ai frumoasă. Da, blocul nostru. Părul ăsta în ochi, dar nu pot să-l iau. Tu, stai jos. Ia uitați-vă ce view superb avem noi. Undeva acolo sus, sus, sus e apartamentul nostru. Da, Lavi? Lavi! Vrea să se ridice. Tu! Nu prea aveam chef să ies, dar atât de bine e afară. Cred că aș fi stat toată ziua afară. Nu știu de ce n-am ieșit, dar pe final m-am început a simți rău și am crezut că nu o să rezist. Dar nu! E totul ok. Mi-am revenit. Ce bine. Da, Lavi? Uitați-vă! Fate! Nu! Lavi, cheese! Cheese, baby! Cheese! Ăsta ce, cu picioarele? Cred că da. Da? Eu dacă urc pe el, se rupe. Ce părere ai? Apusul este superb. Ia uitați-vă acolo ce avem. Absolut fenomenal. Victor vrea să merg după el. Ce, Victor? Hai, urcă! Să te văd! Hai că te descurci! Bravo! Nu-i nimic! Te descurci! Păi nu, schimbăm așa. Haide! Hai! Bravo! Ai văzut? Ce bravo ești! Trei și... Haide! Cam încet merge. Eu credeam că o să meargă super repede. Dacă ce? Dacă pui picioruțele, se blochează, da? Păi să nu faci niciodată așa, că te duci cu corpul înainte și poți să te lovești. Ok? Ia să te scuturi că te-ai murdărit. Galben. Albastru. Verde. Dar unde e galben? Unde e galben? Asta e albastru.
Acela-i galben, bravo. Verde. Verde. Galben. Și așa toată ziua. Albastru. Întreabă de 10 ori același lucru. Verde. Roșu, iubita. Albastru. Hai, vină la pupic. Nu? Hop, atent. No. Gata, hai că a venit. Așa, noi am ajuns acasă, eu m-am apucat să fac mâncare, fac aici nuggets și mai am acolo pancakes și aici am paste. Asta o să-i dau lui Victor mâine la școală, pentru că asta și-a dorit. Gata și cu treaba. Noi cu Victor ne-am pus la masă să mâncăm pancake-uri, chiar dacă este târziu. Dar eu n-am mâncat astăzi seara, așa că acum compensez, pentru că știu că o să-mi fie rău. Și cred că o să închei vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost cu mine și vă aștept în următorul filmuleț. Pa, pa!